Revenim în polivalent. Adin Brăila la pauză. HM Râmnicu Vâlcea conduce echipa gazdă. Dunărea Brăila cu 9-4. De la gazde doar două jucătoare le pot evidenția în această partidă. Golkeeperul Elena Voicu, capitanul formației, și tânăra Diana Axinte. Două goluri, dar și o prestație solidă în faza defensivă, acolo unde a jucat în multe rânduri zburător într-un 5-1 pe care Florentin Pera l-a încercat în primele 15 minute. Iată-l în imagine agitându-se și pe Aurelian Roșca. În această etapă, CSM București a depășit pe Rapid 31-18, Zalău Corona 16-20, Slobozia CSM Roman 23-26, CSM Slatina CSM Bistrița 27-28, Universitatea Cluj, Sportul Municipal Craiova 19-28 și ieri Danubius Galați Măgura Cizlădie 21-20. Multe meciuri echilibrate, multe formații au mutat inspirat pe piața transferurilor în această vară și campionatul s-a echilibrat destul de mult. Bineînțeles, nimeni nu se poate bate în acest moment cu CSM București, formație care a debutat cu victorie în fața lui Crim în Liga Campionilor, dar vă spuneam, multe echipe speră anul acesta să încheie în primele 5 locuri, să se bată pentru loc de cupă europeană. Multe din echipele care anul trecut au evitat retrogradarea vor să scape de aceste emoții. Revedem cele mai spectaculoase goluri, destul de puține, să spunem, o partidă săracă în reușite pe fază ofensivă. S-au bătut însă teribil în apărare cele două formații, doi portari extrem de inspirați. Vă spuneam despre Voicu și Austria Cablazec. Nu mă miră că Austria cu lui Herbert Müller a reușit să învingă campioana olimpică Rusia la Viena în preliminarele campionatului european, într-o grupă în care mai sunt România și Portugalia. România pe primul loc cu două victorii. În primăvară vom juca cu Rusia dubla din aceste grupe de calificare. Vă reamintesc, primele două se califică la campionatul european din Franța din 2018. Până atunci, România are trofeul Carpați cu Polonia, Macedonia și Brazilia și apoi campionatul mondial din Germania. Prima posesie pentru echipa gazdă, care este și în superioritate numerică. 1 minut și 50 de secunde. Frumoasă depășirea, dar reușită, a lăsat de dorit, a pătruns acolo Oana Cârstea. Nu a reușit să o învingă pe Blazec. Și Voicu, imbatabilă. Superbă parada, pasa însă a fost destul de modestă. A ratat și Cristina Florică în fața lui Voicu. Foarte bună pasa dată de Glipco, dacă nu mă înșel, era acolo. Vă spuneam, Brăila s-a confruntat cu mari probleme financiare în această vară, încă nu s-au rezolvat toate. Vă spuneam, au câteva jucătoare străine pe care nu au reușit încă să legitimeze poarta goală și până la urmă înscrie spectaculos Oana Cârstea. O minge preluată din jumătatea proprie s-a dus în dribbling până în fața semicercului și acolo a strecurat-o în poarta goală. Scosese portarul Aurelian Roșca pentru a avea 6 handbaliste pe fază ofensivă. 4 goluri diferență. Adespi nu are extremă pe partea cealaltă, a văzut în ultimul moment și din nou Glipco. Frumoasă evitarea. Tunarul lui HM Râmnicu Vâlcea face încă o dată diferența. A tras cu sete acolo. Ce bine și-a încărcat aruncarea decisivă. Era totuși înghesuită de două apărătoare. S-a descurcat foarte bine. Argintul viu al oaspetelor.
Se le face cartul de 5 goluri, pasă fotbalistică în glezna unei coechipiere pe care a trimis-o Cristina Gheorghe. Vă spuneam, nu a jucat prea mult în sezonul trecut, a fost mult timp accidentată. Încă mai durează revenirea la potențial maxim a internaționalei italiene, pentru că joacă pentru naționala Italiei, sportiva născută la Slobozia. Aruncare atinsă de către Cristina Nan, jucătoarea care a câștigat Champions League cu CSM București, vicecampioană mondială universitară, multiplă campioană națională cu echipa primăriei din capitală, s-a transferat în vară la Dunărea Brăila și a dat seama că nu poate avea multe minute de joc la campioana României și a preferat să aleagă un alt drum. O nouă provocare pentru jucătoarea formată la Rapid. Badea coboară pivot temporar, aruncă peste poarta Adespi. Faultată Cătălina Preda, folosită extremă dreaptă, iată repiza secundă de către Florentin Pera. Axinte plimbă mingea la linia de 9 metri. Să vedem această acțiune. Frumoasă pasa, dar doar bară transversală. Axinte. Glipco a oprit prea repede dribblingul, trimite mingea pe partea opusă. Acolo era Natalia Vasileuskaya, bielorusa. Încă nu a reușit să-și intre în mână. Are braț bun de afară, dar s-a apărat foarte bine Oana Câstea la interul dreapt al Vâlcencilor. A blocat-o repede, nu a lăsat-o să-și facă pași. Adespi, Glipco, pasă din săritură riscantă, prepasiv Vâlcea. Să vedem această fază, Adespi, bară! Recuperează Câstea, care a asigurat bine acolo echilibrul defensiv, un blocaj făcut foarte bine în fața apărătoarei și recuperează mingea. Câstea pătrunde și strecoară mingea în poartă. Superbă acțiunea. O minge câștigată de ea defensivă, pe care până la urmă a reușit să o bage în alțe, cum se spune. A mers șas pe această fază Oana Cârstea. Zece la 6. Vasileuskaya pasă greșită, dar posesie, repunere din lateral pentru HM Râmnicu Vâlcea. După ajunge mingea la extreme la Olchim Râmnicu Vâlcea. Din nou super gol reușit de Glipco. Un golaț a reușit de ucrainean, că ce frumos a evitat din corp blocajul. Priviți-o în acțiune, în contratimp a sărit în fața sa, a avut două jucătoare de peste 1,80 m, a reușit însă să perforeze poarta apărată de Voicu. 11 la 6. Cârstea, 7 metri, foarte bine a reușit acolo să se insinueze între două adversare. Vasileuskaya destul de lentă pe fază defensivă, tot timpul se apără pe retragere și acest lucru le costă pe handbalistă de la Râmnicu Vâlcea. Execută stângacea Cristina Gheorghe, vă spuneam, internațională italiană. Înscrie, 7 la 11, se reduce cartul la 4 goluri. Născută și ea tot la Slobozia, formată de profesorul Marian Simion, a jucat în Italia la Sassari și în Roma din 2016, joacă pentru Dunărea Brăila. Adespi, frumoasă fenta, încrucișează acolo cu Glipco, mingea ajunge pe partea opusă, dar Maria Gavril acolo blocată repede. Gavril încearcă să joace pe partea pivotului, atac fals acolo în zona pivotului. Raluca Băcăoanu, componenta naționalei României,
Băca a evoluat în cele două partide cu Austria și cu Portugalia și a avut o evoluție consistentă. Penalitate. Cristina Florică față în față cu Voicu, frumos aruncă. O aruncare liftată cu mare efect. 12-7. Ținte Cârstea. Cârstea vine în zonă centrală. Cristina Gheorghe. Ținte Gheorghe, trage-le pe picioare. Încă o dată Blazek se lasă bine pe minge. O paradă în șpagat austriece. Încă o dată a citit aruncarea Interului dreapta de la Dunărea Brăila. Construiesc cu răbdare handbalistele lui Aurelian Roșca. Trapez larg de atac. Adespi se înalță cu podeaua și înscrie cu mare dezinvoltură. Un gol fain reușit de jucătoarea de la Râmnicu Vâlcea. Din nou Blazek iese de evidență. Nu reușesc deloc să o păcălească extremele de la Dunărea Brăila. Țeți și Horobeț au ratat exasperant în primele 30 de minute. Ecartul a crescut la 6 goluri. Doar 7 goluri pentru Dunărea Brăila în 40 de minute. Și să nu uităm, săptămâna viitoare joacă la Trondheim în turul 2 al cupei EHF. Pași aici, pași. Pași făcut de Ana Maria Tănăsie, care a revenit după aproape 9 luni în, pe teren. S-a accidentat la Dunărea Brăila în iarnă, a semnat cu HM Râmnicu Vâlcea. A durat o perioadă de aproape 7 luni de recuperare. Este la primul meci oficial în acest sezon și vă spuneam, după aproape 9 luni pe teren, își dorește enorm să prindă naționala la mondialul din Germania. Să vedem însă dacă are timp să lămurească pe Ambros Marti sau pe Horațiu Pașca. Gabi Siuci de una singură rezolvă bine această fază. O aruncare pe mâna stângă, ce bine a dus mingea din dreapta în stânga. A jucat bine 1-1 cu intermediarul și a rezolvat frumos această fază. Pe centru, super gol. Ce poate să facă ucraineanca cu această minge de handbal? Priviți-o în acțiune. Ce viteză, ce explozie. Încă o dată sclipitoare. Merge ceas ucraineanca. Nu iartă nimic. Dinamizează foarte bine atacul oaspetelor. 14-8, minutul 41. Vă spuneam faptul că au jucat 3 etape doar în 11 handbaliste, cu siguranță că oboseala spune cuvântul la Dunărea Brăila. Acum, în această săptămână, s-au rezolvat o parte din datoriile față de fostele jucătoare și au primit liber la transferuri. Vă spuneam, transferurile internaționale încă nu au fost realizate. Au o bielorusă foarte bună care vine de la Vardar, care a jucat finala Champions League, Ilina. O macedoneancă, Șteriova, Inter stânga, și o portăriță din Slovacia, Medvedova, care încă nu au drept de joc. Situația nu este încă bună, se pare, nici cu actualele jucătoare. Din ce am înțeles, deja două handbaliste din actualul lor și-au depus memoriul la federație pentru că nu au primit salariu pe ultimele 3 luni.
14 la 8, minutul 43. Intră în traversare acolo Hermina Stoicănescu. Frumoasă depășire, bară însă a Mariei Gavrilă. Frumoasă schimbarea de direcție. Bară, dar 7 metri împinsă Oana Cârstea pe pătrundere. Intrarea ei pe fază ofensivă a adus un plus atacului. Este foarte incisivă, extrem de periculoasă în interstângă acolo. A profitat și de faptul că Vasiliuskaya nu este o apărătoare prea strălucită. Din nou Cristina Gheorghe, 31 de ani, 1,82 m. Trage tare și reduce cartul. Adespi, Adespi se înalță, așteaptă să plece portarul între buturi și înscrie încă o dată. Încă o greșeală a gazdelor. Foarte isteață Adespi, a așteptat acolo în aer să miște portarul și a tras în zona neacoperită a porții. Traversat Stoicănescu, coboară pivot temporar. O minge câștigată de gazde. O pasă pe care nu a reușit să o recepționeze Maria Gavrilă. Are o bancă mai lungă și se vede acest lucru Aurelian Roșca. Foarte bună această aruncare, foarte bine plasată de Oana Cârstea. Oana, care a venit de la CSM Bistrița, poate evolua și extremă stângă. A mai jucat la Tomis Constanța și Corona Brașov. În jocul cu pivotul, Vâlcea stă foarte bine. Raluca Băcăoanu încă o dată se demarcă excelent, are intuiție și scutură plasa porții apărată de Elena Voicu. 16 la 10 scorul în acest moment, minutul 46. Acțiinte. Pasează mai departe, aruncă din precontact Gabri Siuci, vă spuneam, joacă într-o zonă inconfortabilă, ea fiind dreptace. Timeout cerut de Florentin Pera, care încearcă în acest moment să schimbe ceva în jocul echipei, să dea mai multă agresivitate defensivei, echipa sa să fie mai incisivă pe fază ofensivă. Altfel nu va putea recupera în ultimele 15 minute această diferență destul de mare, mai ales că rezervele Vâlcei au avut o contribuție serioasă până acum în această partidă. Nani, stai aici în culoarul 2. Pe pas de la tine, ataci larg pe pas, venim cu retur și te duci ori exterior, ori cu Nani, ori cu Alina. Alina, mărește-ți unghiul și nu te bagă mingea în poartă. Du-te dacă poți exterior. 1, 2. Gabi, la fel transformăm și aveți răbdare că găsiți soluții și culoare că își pierd oamenii, da? Ne-am înțeles. În apărare 5 plus 1, fiți mai agresive, timp este, important este să reintrăm în joc. Nu vă pierdeți încrederea, timp este suficient. Avem nevoie de 2-3 minute bune. Haide! 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 Ha
Cred că Dunărea Plăira are nevoie de mai multe minute bune pentru a recupera această diferență de 6 goluri. Mai sunt 14 minute, doar 10 goluri în 46 de minute, foarte, foarte puțin pentru vicecampioana României. Ciuci, Axinte, Cârstea, repasare, Cârstea așteaptă pe Nan să fixeze apărătoarea, Cârstea încearcă acolo să se infiltreze între două apărătoare, nu a avut sincronizare cu pivotul Nan. Aglomerează prea mult jocul pe flancul stâng al defensivei adverse echipa gazdă, aruncare nepregătită a lui Cârstea. În criză de idei în continuare atacul gazdelor. Când schema nu iese pe direct, alternativele sunt destul de puține sau inexistente. Atunci contează enorm fantezia jucătoarelor când schema nu iese pe direct. Adespi, Lipco. Filtrează toate mingile importante, Glipco ale lui HM Râmnicu-Vâlcea, poate cel mai important transfer reușit de HM Râmnicu-Vâlcea în această vară. Adespi, aruncă Adespi, trage devastator și lunetista oaspetelor iese din nou în evidență, încântătoare aruncare. O nouă acțiune importantă, reușită de Adespi. Atac din pase succesive și trage la a doua bară, înscriind în sfârșit Alina Vântu. Fostă Țeții. O evoluție bună pentru Țeții în primele trei etape, 16 goluri. Dar vă spuneam, un singur succes în trei meciuri. Au pierdut în primul rând derbiul dunărean cu Galațiu. Dar au învins pe Slobozia. Vă spuneam, în doar 11 handbaliste. Foarte greu să duci un meci în doar 11 handbaliste, din care trei portari, dacă nu mă înșel. Iată, încearcă să schimbe defensiva. Badea nu iartă, își deschide încă o dată bine unghiul și scutură plasa. Foarte bună plutirea spre centrul semicercului. A revenit Șuțca pe teren, pe postul de pivot, încă o dată Cârstea. A tras năpraznic. Le scoate sufletul pe acel flanc Cârstea adversarilor. Vă spuneam, Vasilescaia nu a contat pe faza defensivă. Foarte apatică. Pasă cu podeaua, extrem de utilă. Și gol norocos înscris de Gavrilă. Repunere rapidă a pași aici, pași. Dar se acordă altceva. O eliminare pentru Cristina Florică. Și posesie pentru Brăila. Un cot discret, văzut de cei doi arbitri. Om în plus pentru Brăila. Să vedem dacă va specula acest avantaj trupa lui Florentin Pera. Șuțca se așează pe partea lui Cârstea. Contrată pe brațul de aruncare Cârstea. Cu faul, cred, în această fază. Schimbată. Revine Druțu în centrul apărării.
Acolo a stat cel mai bine Dunărea Brăila, două jucătoare înalte și puternice. Druțu și Suici, foarte greu să arunci peste ele. Doar Glipco a mai reușit acest lucru. Gavrilă de una singură caută faultul. Secundele trec în favoarea oaspetelor. Glipco indică schema cu echipierul fără portar, Vâlcea cu șase handbaliste pe atac. Crânici revenită pe teren. Gavrilă! Voicu o blochează. Nu, n-a fost Voicu, a fost portărița de rezervă la Crămioara Stan, venită de la Slobozia în vară. Druțu se duce la schimbare. În locul ei revine Cârstea pe teren. Se duce Axinte în interstânga. Și gol cu prețul unei accidentări reușit de Axinte. Revine repede în defensivă. Rămâne același ecart de 6 goluri. Rănici, Glipco, Gavrilă, așteaptă mingea. Glipco, pas în spate, frumoasă încrucișarea. Gabi Suci a recuperat mingea, dar se dă fault acolo. Sara Vukcevic, muntenegreana, hărțuiește bine apărătoarele centrale, are un balans bun în spatele apărătoarelor. Muncește mult acolo pentru echipă. Ce pasă frumoasă lui Glipco! Magistrală pasa, extrem de subtilă, și eliminare de 2 minute pentru Gabi Suici. Priviți această execuție dată naibii Irina Glipco. Ce viziune în joc, ce ingenioasă, ce soluții găsește în momentele grele. Glipco, Glipco, pas din săritură. Pași aici, pași aici, se acordă golul lui Mariei Gavrilă. Erau și coșgătoare mai puțin pe semicerc în urma eliminării lui Gabi Suici. Scoate portarul Florentin Pera. Jocurile par făcute în această partidă. Foarte greu să recuperezi 7 goluri, mai ales că e și în inferioritate timp de încă 70 de secunde. Din nou Axinte, o minge atinsă de blocaj. Crânici a sărit la momentul oportun. A avut intuiție. Axinte încearcă să scoată sufletul acolo apărătoarelor centrale. Multă mișcare, multe pase din precontact. Cârstea încișează cu vântul. Apără foarte bine Razu. Marina Zrazum, portarul național Croației, intrat în locul lui Petra Blazek. Vă spuneam, Vâlcea are bancă mult mai lungă, se vede acest lucru. Rezervele care au venit pe parcurs au avut o contribuție solidă, au păstrat jocul la același nivel. Și au adus stabilitate atât în atac cât și în apărare. Foarte bună pasa spre extremă, Stoicănescu însă nu reușește să o învingă pe Lăcrămioara Stan. Formată la centrul de excelență de la Vâlcea, Lăcrămioara Stan. Acum este în formație completă Dunărea Brăila. Încă un timeout pe care îl încearcă Florentin Pera. Misiune imposibilă însă pentru Dunărea Brăila în fața unei formații care, vă spuneam, are un lot mult mai complet. Chiar dacă Roșca are 8 jucători echipate în această partidă. Nu mai rămâneți în fault, stați puțin mai larg. Cristina, Gheorghe, nu te mai du din unghiuri imposibile și dai în portar. Da? Atenție, am nevoie de gol de afară acum, da? Oana.
pomnul, da? Te duci și ții spatele, Irina, ții spatele acolo. Te duci, dacă poți să o dai bine, dacă nu mai departe. 1, 2, când stai în culoarul 2, la fel, ai făcut foarte bine, Oana, da? Depășire în culoarul 2 acolo sau dacă poți exterior, pas mai departe. Deci asta jucăm, inter-inter, da? Și succesiv, hai! Hai! Petru, nu ce dăm până la capăt! Hai! Va fi pe centralul ăsta. Hai să ieșim. Da, să și asigurați interiorul, asigurați, da. Hai. 5 minute și 40 de secunde. Va reuși Dunărea Plăi la imposibil. 13 la 20 scorul. Ăstea lasă în spate. Trage pe lângă, încă o dată, Cristina Gheorghe. E clar, soluțiile ofensive ale Dunării Brăila sunt extrem de limitate. Florinca pas până pe partea opusă la Badea. Crănici, fautată la timp de Șuțca. Gavrilă, coordonatoare de joc. 22 de ani, multiplă campioană națională de junioare, cred că 6 titluri are Maria Gavrilă, fica cunoscutului antrenor Maximilian Gavrilă de la Școala Generală 181, o formație cu prezențe constante în ultimii ani pe podiumurile juvenile. Crădici în blocaj, Gavrilă în vinclu! Explozie în această aruncare. 21 la 13. Se conturează a doua victorie în campionat pentru HM Râmnicu Vâlcea. Axinte duce mingea spre extremă și în sfârșit și intră în mână extremele echipei gazdă, înscrie Vâtu, Alina Vâtu. Dar vă spuneam, la nivelul extremelor, procentaje mici de reușită. O jucătoare foarte tânără acum între buturile vâlcencilor, Cristina Ciucă. În prepasiv oaspetele, Gavrilă, Crănici, din nou un blocaj. Cred că este al șaselea blocaj reușit de Gabi Suci. Vă spuneam, defensiva brăileană nu a funcționat rău, dar în atac soluțiile au fost puține. Iată-o și pe mezina echipei, reușind o paradă importantă. Cristina Ciucă și încă un gol înscris de Badea. A căzut Dunărea Brăila. A fost o fază a doua bine lucrată de oaspete. Minge la pivot și experiența lui Șuțca este decisivă în zona semicercului. Jucătoarea de origine ucraineană, piruetă frumoasă și gol înscris cu podeaua. 22 la 15, 2 minute și jumătate și povestea acestei partide, așteptată cu mare interes, ultima din runda a patra, s-a scris încă din minutul 34, atunci când oaspetele s-au desprins la 6 goluri. 22 la 15 și time-out cerut de Aurelian Roșca. Da, deci de acolo pleacă ea la cuțișare, dar vino cu șut. Da, te duci pe loc. Make block, ok? Haide să dăm drumul. N-avem tempo. În cuțișare centru pivot să-i dăm drumul la viteză. Haide, poftim. Vă spuneam, Vâlcea reușește al doilea succes în actuala ediție de campionat. A mai reușit o victorie la Bistrița
a pierdut acasă cu Craiova și în deplasare la Brașov. Întâmpinațiile tot timpul și fragmentați. Încercăm să ducem repede faza a doua. Apar mai mult așa în spatele intermediarilor, da? Până în situație clară, ce am vorbit. Inter, da, și atac succesiv. Cât mai simplu. Hai cu încredere până la capăt. Hai. Pentru Brăila urmează un meci greu la Roma. Și apoi în Cupa EHF cu vicecampioana Norvegiei Bjørsen Trondheim pentru al doilea an consecutiv Brăila întâlnește această puternică formație nordică. Fără cele trei straniere, șansele echipei dunărene sunt extrem de mici. Din nou Badea, un metronom al formației și a câștigat repede locul în echipă în fața lui Mitrache și Marta Lopez. Marta Lopez, să nu uităm, componenta națională Spaniei și bronz la Jocurile Olimpice din 2012. 19 ani, Alexandra Badea, venită de la Dinamo, a semnat pe 3 ani cu HM Râmnicu Vâlcea, fostă componentă a lotului de tineret. Bară, până la urmă, recuperează Șuțca, mai eficientă în repriza secundă față de ce s-a întâmplat în primele 30 de minute. Ultimul minut, 23-16. Priviri triste în tribune, atât poate vicecampioana României deocamdată. Urmează o perioadă în care probabil se vor putea antrena și juca în 16. Gavrilă încă o dată demolează totul în cale. Killerul defensivei brăilene, 24-16. Multe aruncări pripite, nepregătite. A încercat Druțu o capcană acolo la Crâniș pe schimbare. S-a prins însă foarte repede. Muntenegreana, care a jucat și la Brăila și la Galați. Din nou Gavrilă de pe picioare, percutanta jucătoare a Vâlcei, înscrie ultimul gol pentru oaspete. O victorie clară, o victorie fără discuție, după un joc entuziasmant reușit de Glipco, Blazek și Gavrilă, eroinele Vâlcei astăzi. Gluma se îngroașe pentru vicecampioana României, care, vă spuneam, s-a confruntat încă din vară cu mari probleme financiare. Să sperăm că ele se vor rezolva. Este o formație cu tradiție care poate reveni în lupta pentru podiu. Este nevoie însă de bani, timp și poate și de cele trei jucătoare străine care se pregătesc de două luni fără a putea juca la această formație. Cu speranța că ați urmărit un spectacol de calitate, Dragoș Cojocaru și echipa tehnică a televiziunii române, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, rămâneți alături de postul public de televiziune. Marți, o partidă din Liga Zimbilor extrem de interesantă, Constanța Turda în direct pe TVR HD. Vă urez o după-amiază plăcută și rămâneți alături de emisiunile postului public de televiziune. Thank you.
Misiunea Colgate este să aducă în România cât mai multe zâmbete. Pentru că merităm un zâmbet fără carii. Un zâmbet care topește inimi, unește oameni și ajută să ne îndeplinim visurile. Un zâmbet Colgate. De aceea, alături de Crucea Roșie Română, te invităm să participi în programul Zâmbete Colgate. Intră pe www.zâmbetecolgate.ro și află în ce școală găzduim consultații stomatologice gratuite pentru cei mici. România merită Zâmbete Colgate. Este povestea tuturor antreprenorilor. Povestea celor care se implică trup și suflet în afacerea lor. Cu pasiune și entuziasm, zi de zi. Pe 10 octombrie sărbătorim Ziua Afacerii Tale și onorăm antreprenorii. Vizitând magazinele sau restaurantele semnalizate cu stickerul Ziua Afacerii Tale, suntem cu toții alături de afacerile românești. Setul Clean Twist cu mop și găleată. Curățenia e o dorință împlinită. Practic și mereu tânăr, Fiat Punto îți face călătoriile mult mai plăcute. Redescoperă Fiat Punto acum de la 6.868 euro TVA inclus prin programul Rabla. Poți, dragă, mă ajut și pe mine. Susține din 7 litre. Ah, susține vederea. Este luteină, dar în doze mari. Cu timpul, nivelul de luteină, componentul natural al macului, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max este un preparat ce conține 24 de mg de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hochland te invită la Sandwich Fest. Reinventăm sandvișurile de zi cu zi, aducând creativitate și savoare meselor tale. Descoperă noile rețete pe sandwichfest.ro. Bucură-te alături de cei dragi de ofertele Hochland din magazine. Câștigă premii zilnice și săptămânale, excursii gourmet. Hochland, bucuria gustului. Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la Practicăr crizantemă multifloră la doar 2,99 lei. Practicăr de la casă, la casă. Toată vara te-ai jucat și ai crescut nemăsurat. Vezi cu cât te-ai înălțat. O girafă te îndeamnă să-ți iei înălțimea în seamă. La Catena poți afla care e măsura ta. Vino la Catena și cumpără-ți produsele de care ai nevoie. Vei primi cadou un metru pentru măsurarea înălțimii copilului tău. Kaufland îți oferă portocale la numai 3,99 lei kilogramul și pulpă de pui cu spate la numai 5,49 lei kilogramul. Piesele de puzzle revin în magazine miercuri 11 octombrie. Kaufland. Noul tu trăiește fresh. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Un nou antrenor, o nouă echipă. Suporterii se întorc lângă națională. 8 octombrie la ora